Ce înțelegeți dumneavoastră prima atacă pe domnul Chinec? Eu n-am văzut niciun atac, sau cel puțin nu-l bag în seamă, eu prea mult, că n-am început de la dumneavoastră. Am văzut că spune cu cea de lor Ștefan. Da, în momentul în care câștigi bani, după urma slăbiciunii unui oameni, cum am câștigat dumneavoastră? N-am câștigat eu. Să-mi scoate și mie dacă am acțiuni sau active, ca să fiu mai academic, cum a spus domnul președinte, la vreo sală de joc. Nu, la doi la mână, că a spus că sunt de la Cireșu. Putea să spună că sunt de la Galați, sunt de la Cireșu, deci de spre el. Nu sunt din altă, sunt de la Cireșu, normal. Dacă de acolo m-am născut, acolo stau. Pentru că mi-am gândit pontiv de mândrie, nici de cum să mă simt inferior. Nu știu ce a mai spus domnul Chirea, altceva ca să vă spun. A spus cu sările de jocuri, am văzut că a declarat că a vândut aceste active. Vă dați seama, când vinzi ceva după ce semnalează poziția de făcut, clar ești vorba. Inițiala legat, și dar cu mini personal care eram acolo până la urmă, calitate de cetățean, dincolo de fapt de reprezentant al presiei, m-a deranjat faptul că a început ședința de Consiliu cu această declarație, ceea ce... Domnul Chiriac, îi pot recomanda un psiholog bun, totă, să treacă peste acest moment cu Popa. Poate are o frustrare foarte mare, poate mă visează, eu știu ce plăcere are de dumneavoastră să fie cu iertare. Nu, nu pot să-i răspund mai mult de atât. El are frustrări, vorbește noaptea somn, am înțeles de mine. Nu ce să-i zic mai mult de acolo. Merge la psihologul. Dacă vreau indemnizația pe o urmă de parlamentar, eu dănesc lui să merg la psihiatru sau psiholog. Dacă statul are probleme cu cine știu frustrările, trebuie să le ții acasă. Când conduci o ședință din Consiliul Județean, eu cu o ședință de care ține viitorul fiecare împrelea, să iau decizii foarte importante pentru județul ăsta. Dacă el crede că e important în Consiliul Județean să spui că ai vândut activele pe care le-ai avut la o sală de jocuri, că sunt eu la Cireșu și că nu știu ce știu mai face, îi spun că nu mă atinge cu nimic și încă o dată, are nevoie de un psihiatru sau un psiholog, că duce pentru frustrările să-l tratează.